Vreau să vă mulțumesc pentru că ați prezentat cu obiectivitate activitatea și rezultatele Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea. Nu o spun în mod formal, am simțit personal acest lucru, am monitorizat eu și colega mea, purtător de cuvânt, inspector Sandra Descălete, activitățile pe care le-am prezentat și am constatat acest lucru. Este important pentru comunitatea unde trăim cu toții să afle în mod real ceea ce se întâmplă, faptele care se întâmplă și măsurile care au fost dispuse. Totodată vreau de la început să fac o recomandare ca să nu uit și să vă rog, atunci când furnizăm sfaturi, recomandări, deși poate nu îndeplinesc condițiile unui știri de presă, să ne sprijiniți și să le furnizați către cetățeni, pentru că, zic eu, fiecare cetățean, inclusiv noi, avem nevoie de sfaturi, de recomandări și de o atitudine față de orice încălcare a legii. De foarte multe ori, cazurile cu care ne confruntăm sunt destul de dificile. Există o dificultate în a identifica un autor, chiar dacă este un furt cu prejudiciu destul de mic, la un exemplu. Avem nevoie de un martor în plus, avem nevoie de administrarea probatoriului și de aceea considerăm noi că și atitudinea cetățenilor este una care ajută în făptuirea actului de justiție. O să prezint materialul de evaluare a activității Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea în anul 2017. Anul trecut s-a caracterizat prin continuarea procesului de eficientizare a activității Inspectoratului, urmărindu-se îndeplinirea standardelor impuse, având ca rezultat menținerea unei stări de siguranță. Obiectivele instituționale ale Inspectoratului sunt totodată și prioritățile Poliției Române. Acestea au fost creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracționale, asigurarea climatului de legalitate în mediul de afaceri, asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și informaționale necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale a unității noastre. Aș putea spune într-o singură expresie că obiectivul nostru a fost siguranța cetățeanului. Prevenirea criminalității a presupus în anul 2017 derularea de activități în cadrul a două programe de prevenire, respectiv prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului și prevenirea delincvenței juvenile și victimizării minorilor. Totodată au fost derulate două campanii de prevenire a violenței domestice, intitulată sugestiv Aripi Frânte, și campania de prevenire a infracțiunilor de furt din locuințe, denumită Voții sunt creativi, fi preventiv. Activitatea de prevenire a criminalității a avut un rol proactiv, astfel că, în perioada analizată, efectivele structurilor operative au desfășurat următoarele activități. 37 de razii, 1205 acțiuni cu efective lărgite, peste 24.000 controle directe, obținându-se rezultate după cum urmează: 58.956 contravenții constatate în valoare de peste 17 milioane lei, s-au desfășurat în unitățile de învățământ 2.884 activități, au fost aplanate 3.854 stări conflictuale, au fost primite în puncte de consiliere 8.790 persoane și de asemenea au fost depistați 198 minori nesupravegheați. Evoluția fenomenului infracțional, raportat la infracționalitatea sesizată, aceasta reprezintă principalul indicator pentru toate unitățile de poliție. Precizez că a scăzut cu 2,91% în anul 2017, raportat la anul 2016,
diminându-se în fapt pentru al șaptelea an consecutiv. 2017 presupune cea mai mică valoare din raport la anul 2011. De asemenea, se înregistrează o scădere a numărului de infracțiuni de natură economică cu 17,6% și a celor judiciare cu 3,28%. Pot să vă precizez că infracționalitatea de natură judiciară deține ponderea în procent de 65%. În total, infracțiunilor sesizate, 57% au fost comise în mediul urban și, bineînțeles, diferența 43% în mediul rural. Cele mai mari procente le-au înregistrat următoarele genuri de infracțiuni. Furtul, aproape 27%, lovirea sau alte violențe, aproape 19% și distrugerea, într-un procent de 8,27%. În ceea ce privește numărul pehărilor sesizate, inspectoratul înregistrează scăderi față de aceeași perioadă cu 10%. Ponderea infracțiunilor contra persoanei este dată de infracțiunile care nu au un pericol deosebit, respectiv lovirea sau alte violențe, și de categoria amenințărilor. Aceste două categorii reprezintă împreună 70% din totalitatea infracționalității contra persoanei. Infracțiunile contra patrimoniului înregistrează și acestea scăderi cu 2% față de anul 2016, fiind cea mai mică valoare din ultimii 6 ani, iar în ceea ce privește furturile, înregistrăm o scădere cu 2,18%. Pe genuri de furturi, vă pot preciza furturii de componente din exteriorul autovehiculelor, o scădere cu 26%, furturi din locuințe, din gospodării, anexe gospodărești, o scădere cu 16%, furturi din societăți comerciale, o scădere cu 5,6%, iar la furturile de animale, păsări, produse agricole de pe câmp, în perioada analizată a fost înregistrată de asemenea scădere cu 30% la furturile de păsări, 30,3% la furturile de produse agricole de pe câmp și 11,7% la furturile de animale. Infracțiunile stradale sesizate sunt la aceleași cote ca anul precedent. Mai exact, anul acesta am avut înregistrate 300 de infracțiuni stradale, anul trecut 299. Sunt în scădere constantă din anul 2009. Pozitiv este faptul că a crescut și numărul infracțiunilor stradale depistate în flagrant, cu 57%, ceea ce indică o eficiență a dispozitivului de ordine publică. Din total, infracțiunilor stradale, 98% au fost comise în mediul urban, 2% în mediul rural, 57% au fost comise pe timp de zi și 43% pe timp de noapte. Criminalitatea în mediul rural a presupus o scădere relativ mică, cu 1,38%, iar infracțiunile stradale, așa cum am precizat înainte, au fost în mediul rural foarte puține, doar 4 fapte, cu o scădere de 55% față de 2016. Siguranța în unitățile de învățământ. Vă informez că pentru prevenirea și monitorizarea atentă a infracționalității în școli au fost desfășurate acțiuni, patrulări în zona adiacentă a unităților de învățământ, precum și ședințe cu caracter informativ-preventiv, la care au participat elevi, dar și cadre didactice, activitățile desfășurându-se în conformitate cu planul teritorial comun de acțiune aprobat de conducerea instituției prefectului. Semnificativă este scăderea cu 23,21% față de perioada similară a anului 2016 a faptelor penale sesizate în unitățile de învățământ sau proximitatea acestor. La regimul armelor, explozibilor și substanțelor periculoase, activitatea biroului de profil a presupus 337 controle efectuate la persoane fizice și juridice, au fost anulate 232 permise de armă, au fost ridicate în vederea confiscării 2 autoturisme, 800 kg de articole pirotehnice, mult peste cele confiscate în 2016, și de asemenea și o barcă cu motor. Pe linia investigării criminalității economice,
acest gen de infracționalitate a înregistrat o scădere cu 17,6% față de 2016. În cadrul celor 455 dosare penale soluționate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au fost emise 52 rechizitorii, prejudiciul recuperat pe parcursul perioadei de referință fiind în sumă totală de 18.609.023 lei. Referitor la situația pe linia combaterii faptelor de corupție, precizăm că au fost declinate către unitățile de parchet competente 15 dosare penale, privind 28 persoane, 8 dintre aceste dosare fiind declinate către Direcția Națională Anticorupție. În domeniul silviculturii s-au desfășurat multiple activități în cadrul unui plan, denumit sugestiv Scutul Pădurii 2017, în parteneriat cu celelalte instituții ale statului cu atribuții în domeniu, Direcția Silvică, Garda Forestieră, Garda de Mediu, rezultatele fiind următoarele. Au fost organizate 433 acțiuni, 612 controle, au fost înregistrate 246 infracțiuni, aplicate 441 sancțiuni contravenționale, au fost confiscați 4.075 metri cubi și aici trebuie să fac precizarea că avem o creștere cu peste 1.000 metri cubi față de 2016, și de asemenea au fost indisponibilizate în vederea confiscării 11 autovehicule și 29 atelaje HIPO. Pe linia activității structurilor de investigații criminale, la nivelul inspectoratului au fost executate 120 de mandate, mai exact 62 mandate de executare a pedepsei închisorii, 18 mandate de arestare preventivă, 35 mandate europene de arestare și 5 sentințe penale de internare într-un centru de neuropsihiatrie. Totodată precizăm că au fost identificate 153 dintre persoanele date dispărute. Referitor la siguranța traficului rutier, au fost desfășurate 1804 acțiuni, 426 infracțiuni depistate la regimul rutier, 3405 permise de conducere reținute și au fost aplicate 47.840 amenzi la codul rutier. Din analizele efectuate s-a stabilit că principalele trei cauze generatoare de accidente rutiere sunt viteza neadaptată la condițiile de drum, abateri bicicliști pe locul 2 și pe locul 3, neacordare prioritate vehicule. La capitolul suport decizional, prin intermediul Centrului Operațional Județean, Dispeceratul Județean, în anul 2017 au fost gestionate peste 20.642 apeluri primite de la cetățeni. Specialiștii criminaliști au avut o contribuție importantă atât la identificarea autorilor de infracțiuni, cât și la probarea vinovăției acestora și la lămurirea împrejurărilor în care s-au comis faptele. Aceștia au efectuat 3.214 investigări tehnico-științifice la locul faptei, care au condus la identificarea a 299 autori de infracțiuni. De asemenea, au fost efectuate 93 expertize criminalistice și constatări tehnico-științifice. Pe linia cazierului judiciar, prin cele 5 puncte de lucru cu publicul existente la nivel județean, au fost eliberate 41.487 certificate de cazier judiciar. La capitolul cooperare internațională, vă informez că în urma semnalărilor introduse în bazele de date Schengen, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au identificat 178 persoane implementate de alte state. Totodată, vă pot spune că 4 polițiști din cadrul inspectoratului au efectuat și unii dintre ei mai efectuează activități în cadrul unor misiuni internaționale cu caracter operativ în Franța și Anglia. Obiectivele pentru anul 2018 sunt cele ale Poliției Române, iar activitățile concrete care noi le-am stabilit la nivelul inspectoratului sunt în principal următoare. Activități de prevenire și combatere a infracționalității, care vor viza în principal infracțiunile de furt și loviri sau alte violențe, unde noi am înregistrat, am constatat că avem o pondere, extinderea activităților pe linie de evaziune fiscală, desfășurarea de activități specifice pentru reducerea
riscului rutier, respectiv prezența echipajelor de poliție rutieră și nu numai în punctele negre și zonele de risc identificate, scopul fiind unul clar, diminuarea mortalității din accidente rutiere, obiectiv important al Poliției Române, intensificarea activității pe linia prevenirii și combaterii de incendiile silvice, având în vedere că județul nostru are o suprafață împădurită importantă, undeva la 46%, și de asemenea ne propunem gestionarea judicioasă a resurselor financiare alocate și folosirea eficientă a resursei umane. Nu vreau să închei această prezentare fără să mai fac două scurte precizări. După cum bine știți, în anul 2017, la conducerea inspectoratului, au fost și domnii comisar șef Bogdan Berichet și în calitate de șef și domnul comisar șef Răzvan Jurău în calitate de adjunct. Indicatorii obținuți sunt și ca urmare a activităților manageriale ale dumnealor și nu pot eu decât să le mulțumesc. Și doresc de asemenea să mulțumesc sincer tuturor colegilor mei, tuturor subordonaților, pentru că oricine ar fi la conducerea inspectoratului, corelăm anumite aspecte, gestionăm anumite problematici, dăm dispoziții și monitorizăm modul în care acestea sunt duse la îndeplinire, însă adevărata muncă de poliție o fac colegii noștri care își desfășoară activitatea în teren, în comunitățile unde au competență teritorială și prin dosarele penale pe care le întocmesc celor care încalcă legea, prin sancțiunile contravenționale care le aplică și prin activitățile preventive pe care le desfășoară în comunitate, consider că într-o perioadă nu tocmai ușoară și-au făcut datoria, iar indicatorii principali de performanță au fost atinși. Pentru aceasta, eu și colegii din conducerea inspectoratului le mulțumim sincer. Vă rog pe dumneavoastră să ne adresați întrebări pe care le considerați oportune pentru a urmări orice aspect legat de activitatea inspectoratului. Rata infractivității, am înțeles că a scăzut. Acest lucru a fost posibil datorită activității dumneavoastră sau a lipsei de activitate infractivă? Cu siguranță pot să spun că noi am avut o contribuție certă prin atribuțiile legale care le avem în activitatea pe care am desfășurat-o, atât de prevenire cât și de combatere, activitatea poliției este certă în scăderea numărului de infracțiuni sesizate. Acum și partea a doua pe care dumneavoastră ați remarcat-o, că poate o mare parte dintre cei care sunt certați cu legea, poate sunt plecați în afara țării sau poate datorită activităților noastre și au mai diminuat activitatea, este cu siguranță și acolo o problemă. Pe total, vrucea pe celor ca fi, din punct de vedere al lor, atât infracțional. Să știți că nu se mai fac clasamente pentru că un județ nu se compară cu altul. Avem număr de cetățeni diferiți, avem număr de polițiști diferiți, avem genuri de infracționalitate diferite. Nu este făcut un clasament. Putem să spunem doar și ne raportăm la anul trecut, și la cel mai important indicator, infracționalitatea sesizată, avem o scădere față de 2016, exact cum v-am precizat, cu 2,91%. În domeniul infracționalității informatice, noi am fost campioni, să spun așa, vocea e tradițională. Pentru că avem și o persoană care este specializată în acest domeniu, dacă ne puteți da informații actualizate la zi, cum mai stăm? Da, este un sector care intră în competența Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate. Să știți că acest serviciu nu este în organigrama Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Noi asigurăm mediatizarea activităților dumnealor. Dacă colegul meu
dorește să facă câteva precizări, eu îl rog să, să facă. Bine, în primul rând ar trebui să stabilim că sunt aici în calitate de puternicitate și nu de reprezentă din cauza serviciului de crimă. Nu sunt în contact cu munca lor directă de aproximativ 3 luni, dar înainte pot să vă spun că activitatea pe această linie a migrat. Nu spunem că a scăzut neapărat, dar infractorii s-au mutat ori în alte țări, ori în alte orașe, fiind cunoscută activitatea destul de intensă a polițiștilor de aici și dându-și seama că sunt cunoscuți, au preferat să migreze. Infracțiunile se comit în continuare, nu putem estima o creștere sau o scădere, dar nu se mai comit atât de multe în județul nostru. Se comit în străinătate sau în alte județe. Și au stabilit alte capete de pot. Da. Vă pot spune că numărul total de accidente cu victime a crescut. Avem un plus de 106 accidente. În același timp pot să vă informez că numărul persoanelor decedate a scăzut. Avem minus un indicator, dacă ne putem exprima așa. Este vorba de o scădere cu o persoană. Activitatea pe această linie este una pe care o avem în atenție. Este unul din obiectivele noastre. Am făcut analize temenice și ne-au sprijinit structurile care au în competență acest domeniu. Am identificat foarte clar zonele de risc, iar prima măsură care am luat încă de la sfârșitul anului este aceea de a fi prezenți polițiștii rutieri și nu numai, că poate ei nu sunt atât de mulți și cei din structurile de ordine publică care au competențe pe linie rutieră, să fie prezenți în zonele de risc. Am considerat că aceasta este prima măsură. Am avut un plan de măsuri la sfârșit de an, iar acum suntem în plină elaborare a unui nou plan cu măsuri concrete pentru diminuarea mortalității. Este obiectivul Poliției Române până în anul 2020. S-au stabilit niște ținte, reducerea mortalității cu 50% raportat la anul 2010. Ca atare, trebuie să ne mobilizăm pe acest sector. Atâta vreme cât infrastructura este aceeași, ce puteți face mai mult? Să știți că plec de la definiția accidentului de circulație. Accidentul presupune trei componente. Este vorba de factorul drum, factorul participant la trafic și factorul auto, mașina. Dacă în ceea ce privesc autovehiculele, să spunem că sunt din ce în ce mai performante și sistemele de siguranță sunt din ce în ce mai performante, deși viteza de deplasare a crescut. În ceea ce privește rețeaua rutieră, să știți că cel puțin pe zonele de risc identificate am făcut solicitări către administratorul drumului public pentru amenajări rutiere, pentru că vreau să vă spun că sunt anumite zone, ca să o spun la modul plastic, anumite curbe periculoase, unde pur și simplu rugozitatea asfaltului trebuie mărită, astfel încât să nu derapeze, să pătrundă pe contrasens și să avem accidente. Avem astfel de zone, am făcut solicitări și o să mai facem solicitări. Am dat numai un exemplu de măsură pe care o poate lua administratorul drumului public. În ceea ce privește a treia categorie, categoria participanților la trafic, unde conducătorii auto dețin ponderea, aici este atributul nostru. Și aici căutăm să ne facem cât mai mult datoria, astfel încât să reducem mortalitatea. Este un aspect extrem de important, spuneam mai devreme, un indicator. De fapt, este vorba de viața unui om și pot spune că este extrem de importantă, inclusiv viața unui. De
de când a fost inovația în puternici, poliția rutieră a aplicat pe o amendă administratorului vreunui drum din județul Vâlcea pentru că au existat probleme cu semnalizare, nu știu, deficiențe de genul ăsta sau pentru că, așa cum a fost cazul la fost săptămâni și ceva, când au rămas stilurile blocate, nu a desă pe zi, pe Valea Ordului? Nu, acolo poliția a fost prezentă alături de secția de drumuri naționale, s-a intervenit, au rămas blocate datorită unei... Dar știm că secția de drumuri naționale reacționează tardiv de obicei, după ce ajunge poliția la fața locului. Adică este un fapt, nu... Da, și vis-a-vis de exemplu care l-ați dat, să știți că erau acolo și polițiștii și cei de la secția de drumuri. Vis-a-vis de întrebarea concretă pe care mi-ați adresat-o, să știți că nu am la acest moment o statistică clară cu sancțiunile aplicate de poliția rutieră, însă vă asigur că în cursul zilei de astăzi o să fac public acest lucru și o să transmit către, atât către dumneavoastră, cât și către toți reprezentanții mass media. Taxivatia la negru e un fenomen care se tot perpetuă în județul Vâlcea. Și prefectura a promis măsuri și dumneavoastră a promis măsuri. Și o vedem chiar aici, în găsești dumneavoastră, puțin la 50-100 de metri. E în floare. Să știți că n-aș putea spune că este în floare. Colegii de la serviciul rutier și nu numai, și de la poliția orășenești, pentru că există taximetrie la negru și în județ. E adevărat, s-a dezbătut acest subiect și la nivelul instituției prefectului cu toate instituțiile statului care au competențe în domeniu, inclusiv cu transportatorii. Vă pot spune un lucru. Avem constatări numeroase pe care le-am prezentat cu acel prilej și știu că aici aveam o statistică exactă. Suntem la nivel de constatare printre locurile fruntașe. Am luat atitudine de fiecare dată. Este adevărat că fenomenul nu este eradicat, încă există și îl avem în atenție. În continuare desfășurăm activități în cadrul unui plan de măsuri. Totodată, așa cum am prezentat și mai devreme, obiectivul principal al poliției rutiere este diminuarea mortalității. Asta este pe primul plan, dar nu înseamnă că nu îl avem în vedere și pe acesta. Repet, avem un plan de măsuri în derulare pe această linie. Îmi cer scuze, aveți planul ăsta, oricum nu se simte nimic de foarte mult timp. Acum o să vă pun două întrebări obiective. În Ostroveni, la harta CFR, la trecerea de pietoni s-a transformat într-o stație de autobuze și de taxiuri. E un lucru bine știut. Cunosc colegii și colegii dumneavoastră, știe toată lumea. De ce nu luați măsuri? Ăsta e un punct. E foarte grav. Deci la harta CFR, trecerea de pietoni a fost transformată într-o stație de autobuz, da? A unei firme din Drăgășani, în principal. Ăsta în nostru nu există un punct nevralgic în intersecția de la Tic-Tac, cum se spunea înainte, unde toți opresc în intersecție și ar cafeluța, pun în pericol circulația publică, iar dumneavoastră, serviciul rutier, care aparține de sub ordinea dumneavoastră, nu ia niciun fel de măsură. O chestiune care se regenerează de ani de zile. Să știți că nu trebuie să generalizăm. Poliția, în momentul în care constată o abatere, este cel care intervine și ia măsura legală. Dar îl rog pe domnul Medina, șef poliției municipiului, să răspundă la această întrebare. Punctual pe problematica ridicată de dumneavoastră, am să încerc să vă răspund. În ceea ce privește zona Tic-Tac, este în atenția noastră de ceva vreme. Ne întâmpinăm într-adevăr cu o problemă a aglomerării în zonă, cauzată și de aceste chioșcuri, de unde spuneți dumneavoastră că persoanele își cumpără diferite bunuri. Au fost efectuate acțiuni, avem sancțiuni aplicate atât pe linie de poliție rutieră în zona
cât și pe linie de ordine publică. Rămâne un punct nevralgic și va fi în continuare în atenție. În ceea ce privește zona haltei CFR, atributul de avizare a stației de autobuz nu ne revine nouă poliției. O să verific dacă există această stație, dacă pentru această stație există un aviz și prin conducerea inspectoratului o să vă informez în cursul zilei de astăzi. Din câte cunosc eu, acolo sunt doi transportatori care opresc într-adevăr în zonă. Nu este fix în zona trecerii de pietoni, există o zonă de protecție. În situația în care s-a întâmplat acest lucru și va fi constatat de către noi, se vor aplica sancțiuni. Noi suntem de la Vocea Otei, sunt neconvenționali, îi punem întrebările la punct, la obiect. Colegii de dumneavoastră, polițiști, când le spunea că vin la comisie de presă, ne-au sugerat. Întrebați-i, domnule, chiar nu se vede ce se întâmplă în alta CFR? Dumneavoastră nu cred că nu știți ce se întâmplă acolo. Măsurile ar trebui să fie, probabil că se vor lua că se va întâmpla un accident grav. Pentru că, în afară de faptul că este o stație ilegală acolo, se face pe o trecere de pietoni. Dacă oprirea se efectuează pe trecerea de pietoni, evident este o încălcare a legislației rutiere și vor fi aplicate sancțiuni. Așa cum v-am spus, o să avem în vedere în perioada următoare și personalul o să verific legalitatea acestei stații, dacă există un aviz sau nu. Aviz pe trecerea de pietoni? Sub nicio formă nu se poate elibera pentru trecere de pietoni. Am și precizat, în situația în care se efectuează astfel de opriri, este o încălcare a legislației rutiere și este aplicabilă sancțiunea contravențională în cauză. Din punct de vedere al logisticii, al vătărilor, cum stați de când ați venit dumneavoastră, de când ați fost în puternicit, s-a schimbat ceva, ați mai venit mașini, nu știu, ați mai investit în sediu? Ce vă pot spune, că în cursul anului 2017 am reușit reabilitarea a 18 posturi de poliție. Nu sunt atât de vizibile, nu toate sunt lucrări care au fost absolut necesare. Este un lucru important, zicem noi, având în vedere că în total sunt 77 posturi de poliție comunale. Deci 18 reprezintă undeva aproape de 25%. Totodată vă pot spune că au fost efectuate lucrări în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă. Acestea au fost absolut necesare și la ora actuală centrul nostru îndeplinește și a îndeplinit toate condițiile legale. Și de asemenea am mai efectuat lucrări importante la sala de sport a inspectoratului, unde desfășoară activitatea, în principal activitatea colegilor de la serviciu pentru acțiuni speciale. Și au mai fost desfășurate și alte lucrări de logistică de mai mică amploare, în limita fondurilor care ne-au fost date, dar și a solicitărilor conducerii inspectoratului de poliție județeană. De asemenea, au mai fost primite de la ordonatorul secundar de la Inspectoratul General Poliției Române, în urmă cu aproximativ o lună de zile, auto speciale Logan, care au fost repartizate structurilor operative. Cam câte posturi de poliție mai au nevoie de reparație? Am făcut prin serviciu logistic o inventariere a problematicii și pot să vă spun că în jur de 15 posturi necesită reparații, aspecte care l-am și comunicat și am solicitat fonduri către conducerea poliției. Mai vorbim în prezent despre un deficit de personal, având în vedere pensionarii de la anul trecut. Există un deficit de personal. Avem o încadrare undeva la 85%. În luna martie, la nivel național, vor avea loc concursuri pentru încadrare din sursă externă. Au fost luate măsuri de conducerea Ministerului, de conducerea Inspectoratului General al Poliției Române pentru
reducerea deficitului de personal prin aceste măsuri, concursurile din surse externe, care vor avea loc în luna martie. Și acum avem în derulare, în procedură, câteva posturi pentru specialiști din surse externe. Totodată așteptăm colegii care vor absolvi școlile Ministerului Afacerilor Interne și vom avea două promoții în acest an. Deci au fost adoptate măsuri de la nivelul conducerii Ministerului și a Inspectoratului General. Vom beneficia și noi de aceste efecte și vom încadra schema noastră mai mult. Pentru cei neavizați, vă rog să le precizați ce s-a luat din sursă externă. Ce s-a luat? Ce înseamnă? Ce semnifică din sursă externă? Pentru cei neavizați. Noi știm, dar să cunoască și eu. Sunt posturi din organigrama Inspectoratului de Poliție scoase la concurs, la care pot participa în funcție de condițiile stabilite prin fișele de post, și condiții intens mediatizate pe toate căile, orice cetățean al acestei țări, care îndeplinește acele condiții. Sunt în principal studii medii, e vorba de agenți de poliție și vor fi stabilite. La acest moment nu urmează să ne fie comunicat indicatorul care este repartizat județului nostru, câte posturi vom avea, vor fi scoase la concurs, concurs care se va da în mod centralizat și pot să vă spun raportat la cei care au intrat în sistem, motivația lor a fost una solidă. Este adevărat, noi beneficiază de cursuri intense de pregătire, noi trebuie să continuăm pregătirea profesională a acestora și lucrurile vor intra pe fădași. Poate că unii dintre absolvenți de liceu poate să vină, da. Nu-i trebuie mai mult. Da, sunt anumite condiții fix pentru postul respectiv. Poate să cere un permis de conducere și așa mai departe. Deci sunt posturi și posturi. Condițiile sunt diferite, dar în mare parte pentru agenți de poliție sunt suficiente studii. În prezent mai aveți posturi de poliție cu un singur angajat, de servite de un singur polițist? Răspunsul este nu categoric. În momentul în care ne-au fost repartizați colegii din unitățile de învățământ ale Ministerului, au fost repartizați acolo unde situația operativă impunea și unde exista un deficit de personal accentuat. La ora actuală nu avem astfel de situații. Patrulaia cum se face? Câte persoane au parte din echipaj? Minim două persoane. Minim trei polițiști. Pentru că în trecut au existat mai multe discuții, în special în nordul județului Vâlcea, o situație... Da. Trebuie să se respecte. Este bine atât pentru cetățeanul care apelează la 112 să se intervină de către cel puțin doi polițiști și în funcție de gravitatea faptei putem trimite acolo mult mai mulți polițiști. Pe principiu, cel mai apropiat polițist pe locul faptei intervine. Avem pentru cazul deosebite colegii de la serviciu pentru acțiuni speciale care se deplasează cu rapiditate, maxim o oră pot ajunge oriunde în acest județ. Deci, atât pentru cetățeni este benefic acest mod de intervenție, cât și pentru polițiști, pentru a nu fi ultrageți. Pentru că în ultima vreme s-a tot văzut monedă pe faptul că testele psihologice sunt depășite. Personal, ce părere aveți? Cum ar trebui să se schimbe ceva, să se modifice această testare? Nu știu cumva. Lucrurile au fost intens dezbătute, inclusiv la nivel național. Testările psihologice scot în evidență anumite lucruri. Celelalte care puteau să scoată în evidență alte lucruri au o altă factură. Și prin asta cred că am spus tot. Prin asta când ați fost testat psihologic ultima dată? Am fost testat de către psihologul unității, cred că în urmă cu un an și jumătate de ani. Nu e cam mult? Se fac testări, sunt reguli, sunt norme care se respectă. Care e norma? La cât timp, la ce perioadă poate, trebuie să fie testat un lucrător al Ministerului Interne? În cadrul dumneavoastră.
Deci, din ceea ce știu eu, ar trebui să sunem pe ofițerul psiholog să vă spun exact, undeva la 3 ani din câte știu. Și vă mai pun o întrebare incomodă. Ofițerul psiholog, când este testat? De cine este testat? Este testat de Centrul de Psihosociologie din care ministerul. Avem doi ofițeri psihologi, deci când am nu să vă mai întreb la ce perioadă și mă amintesc că nu cunoașteți, dar aș fi curios. Da, vă spun că avem doi psihologi la nivelul unității, că am făcut remarca psihologului. Nu, avem doi și sunt doi ofițeri de poliție psihologi extrem de bine pregătiți, care ne ajută și în alte situații deosebite, când avem anumite spețe de natură judiciară, infracțiuni cu minori și alte situații mai sensibile. Polițiști cercetați disciplina, câți ați avut în 2017? Vă pot spune că în anul 2017 am aplicat 3 sancțiuni disciplinare, 2 mustrări scrise și o amânare a masării în gradul profesional și de asemenea au mai fost aplicate, dar nu are caracter de sancțiune disciplinară, 70 de atenționări pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor de serviciu. Mustrările pentru ce au fost aplicate? Tot pentru neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu. Mustrările, un exemplu, ce înseamnă neîndeplinirea? Bineînțeles, nerespectarea dispoziției șefului nemijlociu. Persoane care nu au aplicat ordinul dumneavoastră? Da. De aceea au fost toate acele 3 situații. Sau, în urma unor controle tematice sau de fond, s-au constatat anumite nereguli care au atras aceste abateri pe măsura gravității celor pe care le-au făcut. Polițistul de la Bălcești, cel care a instrumentat plecarea din incinta liceului sau de lângă liceul din localitate. Și știm că după ce s-a tot plimbat cu martorul și cu victima, a avut un accident rutier. Da. În cazul acestuia, ce măsuri s-au luat sau ce riscă? Deci, pentru acel accident rutier, vă pot spune că dosarul a fost preluat la urmărire proprie de procuror și este în instrumentarea dumneavoastră. Într-adevăr, era în misiune, tocmai participa la administrarea probatorului și s-au străduit destul de repede de la comiterea faptei să aducă probatorul, dovadă că cel implicat a fost și reținut atunci, cel cu agresiunea față de elev. Și s-a întâmplat acest accident nefericit, se poate întâmpla oricui. Repet, dosarul a fost preluat la urmările propriei de procuror. Încadrare juridică corectă, ucidere din culpă, vedem mai departe ce se întâmplă. Îmi spuneți la începutul conferinței de presă că ați avut o acțiune pentru prevenirea violenței domestice în Vâlcea. Avem violență în familie? Sunt femei care vin să depună sesizări la poliție? Avem, să știți. Avem și pot să spun, am și spus pe parcursul prezentării materialului, avem 2 categorii de infracțiuni care prin ponderea lor ies în față. Furtul și categoria lovirilor sau altor violențe. În cadrul acestei categorii intră și violența intrafamilială, pentru că din totalul infracțiunilor de violență intrafamilială, ponderea undeva la 65% o dețin lovirile și din ceea ce rețin eu 20-21% abandonul de familie. Cam câte femei au depus plângere așa aproximativ anul trecut? Și ce măsuri s-au luat în cazul lor? Avem infracțiuni distincte în codul penal, violența în familie. Nu am o cifră exactă câte doamne au depus, dar, repet, pot spune numărul lovirilor la nivelul inspectoratului. Iar pe violență domestică avem undeva la 600 de plângeri. Într-un an? Într-un an, da. În tot anul 2017. Cred că
multe dintre femei aleg să renunțe la plângere. Majoritatea, da. Ce lucrurile... credeți că le determină? Sau care ar fi motivația lor? Știți cum este, rufele se spală în familie și probabil doresc să le spăl acolo. Relația, câteodată în familie, lucrurile se ascult mai rău decât în relația cu vecinii sau cu... În cadrul acestor plângeri, câți bărbați sunt victime? Mai suntem și noi, nu suntem noi femei. Am înțeles, da, și bărbații pot fi victime și să știți că au fost plângeri, dar nu avem o evidență pe bărbați și femei. Deci putem și noi, nu? Da, au fost plângeri, nu. E adevărat, este mult, mult mai puțin. Tot pentru că tot v-am întrebat, acum vreau să vă întreb, cum stăm cu criminalitatea la nivelul anului 2007? Adică câte victime au fost, au căzut atacurilor? În urma unor lovituri, unor atacuri, omori. Mă referiți la omori? Da. Deci vă pot spune că am avut o singură infracțiune și raportat la anul 2016 avem un minus 5. Adică suntem pe lipsă? Adică suntem foarte bine. Când vă expirăm puternicile și dacă intenționați să vă depuneți dosarul pentru... La momentul acesta sunt în puternicit adjunct al șefului inspectoratului și totodată am calitatea de ordonator de credite. Sunt desemnat, deci, la conducerea inspectoratului. Puternicirea pe adjunct este până la maxim 6 luni, până undeva în luna iunie. Asta este răspunsul la prima întrebare. Dacă intenționez sau nu, încă analizez acest lucru. Este în funcție de momentul în care va fi scos la concurs, perioada care nu este pusă la dispoziție pentru pregătire și în funcție de acestea budece. Dar dumneavoastră ați fost în puternicit așa dintr-o dată pe neașteptate sau v-ați dorit lucrul ăsta? Lucrurile, eu mă înțeleg că întrebările și eu le-aș pune de aceeași manieră. Puternicile se fac într-un cadru legal perfect stabilit de ordine, prin ordine ale ministrului și puternicile, cuvântul puternicire este un termen de specialitate. Este, de fapt, un interimar până la momentul în care vor fi scoase la concurs. Vom vedea anul acesta la ce moment vor fi... Deci mi-ați acolo în puternicit de cine? De un ministru? De conducerea inspectoratului general. De un ministru sau de IGPR? Conducerea inspectoratului general poliției. Este mai toate prelungi în puternicirea încă 6 luni sau a expirat? Nu, eu sunt deja în puternicit adjunct din anul trecut, din vara anului trecut. Mai departe, este strict apanajul conducerii inspectoratului general al poliției. Domnule, dacă ne puteți spune și nouă, ce s-a schimbat în cadrul poliției municipale de când ați venit la conducere din anul trecut? Da, e o întrebare destul de sensibilă și cred că lucrul acesta ar trebui să vină mai mult din partea dumneavoastră sau a cetățenilor o astfel de apreciere. Ce pot să spun eu strict referitor la activitatea desfășurată de mine la conducerea poliției municipiului? Am încercat să îmi pun în aplicare ideile pentru coordonarea activității lucrătorilor, continuând într-un fel ce s-a întreprins până la momentul mai 2017. Nu cred că o schimbare a conducerii presupune o schimbare radicală a modului de organizare, ci doar punerea în aplicare a unor idei, a unei concepții manageriale a persoanei care se află la momentul respectiv la conducere. Statistic pot să vă spun că activitatea Poliției Municipiului în anul 2017 a fost mai bună raportată la perioadele anterioare. Vă pot pune la dispoziție și niște date concrete. Infracționalitatea sesizată scade cu 230 de fapte. Este de altfel un trend descrescător pe ultimii 5 ani de zile. Iar unul din indicatorii de evaluare stabilit
Pentru structurile de poliție, infracționalitatea stradală este de asemenea în descreștere cu 24 de fapte față de perioada anterioară. Cel mai îmbucurător aspect este faptul că nu ne-am înregistrat cu infracțiuni de mare violență, respectiv omor, viol, lovituri cauzatoare de moarte, iar tâlhăriile au cunoscut o scădere cu 13 infracțiuni față de perioada 2016. Am înregistrat strict 3 infracțiuni de tâlhărie, în toate cazurile fiind identificat autorul și în prezent se află în stare de arest. Ați identificat persoana care a vandalizat mai multe clădiri de prin oraș? Da. Ce măsuri s-a luat față de aceasta? Față de persoana care a făcut acele inscripții pe instituții și pe alte clădiri, a fost aplicată sancțiunea contravențională, 300 de legea 61, de două ori, pentru prima faptă un cuantum de 500 de lei, pentru a doua un cuantum de 200. Deci puteți spune cum a motivat această persoană, de ce a făcut acest lucru, pe așa din resurse? Pe surse deja este oficial, nu devine pe surse, pentru că vă răspund în momentul de față. Motivarea dumnealui este strict un mod de împotrivire sau de o manifestare a unei opinii personale referitoare la anumite situații sociopolitice din municipiu. Când a fost sancționat prima oară și când a doua oară? Prima dată, cred că în luna decembrie și a doua oară în ianuarie. Deci ați aplicat în urmă sancțiune și pentru a vandalizat primul ian. Deci a fost primul caz cu catedrala din Ostroveni, iar al doilea a fost cu inscripțiile aplicate pe sediul primăriei la ușa de acces la Fașa Poarte și alte clădiri din municipiu. În total au fost 16 locuri identificate cu inscripții. Mai mult de o amendă, cred că nu se poate în cazul acesta aplica niciodată sancțiune. Dacă va continua să... Noi instrumentăm față de această persoană și un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, însă acolo, în cazul acela concret, s-a realizat și o distrugere efectivă asupra unui bun. Simpla faptă de inscripționare constituie contravenție în legislația noastră. Dacă nu mai puteți spune care este relația dumneavoastră cu domnul Dracon de la biroul rutier și dacă dânsul mai face obiectul unei anchete după acel episod cu elevul de la școala de poliție care a condus sub influența alcoolului prin oraș. Referitor la domnul Deaconu, este șeful biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului. Relația este una bună, de colaborare, nu înțeleg de ce ar putea fi altfel. De altfel, întreaga echipă managerială de la Poliția Municipiului colaborează și merge pe aceeași direcție. Sunteți mulțumit de activitatea dumneavoastră și de rezultate. Rezultatele structurilor din componența Poliției Municipiului au fost evidențiate de către mine materialul de bilanț. Există deficiențe la unele structuri pe indicatorii de evaluare, însă, pe ansamblu, activitatea structurilor este bună. La biroul rutier, care ar fi deficiențele? La biroul rutier a fost ca și indicator statistic la creșterea numărului accidentelor cu victime, însă, acest indicator este strict statistic, deoarece activitățile preventive desfășurate au crescut, măsurile de constatare, activitățile de constatare, pardon, au crescut de asemenea, finalitatea judiciară a crescut, deci munca în sine a polițiștilor din cadrul biroului rutier a fost satisfăcătoare. Nu pot spune că creșterea în cuantum numeric la accidentelor rutiere poate constitui neapărat un aspect negativ, atâta timp cât numărul victimelor accidentate grav sau al morților este în scădere. Pe parcursul anului 2017, centrul municipiului Mâncuți a fost bulversat de tot felul de schimbări de circulație, a regulilor de circulație diferite intersecții. Deci administrația locală, probabil primăria, s-a jucat cu noi, cu cetățenii.
au schimbat, au pus înapoi, au pus în... Deci a fost o bulversare completă. Dumneavoastră n-ați avut un cuvânt de spus, n-ați, nu v-ați impus punctul de vedere. Și acum există intersecții cu semne, de, cu, cu marcaje care nu au nicio legătură cu circulația care se execută, se face la acel moment. Te duce în eroare. Deci sunt marcaje care nu au nicio legătură cu intersecția respectivă. Dumneavoastră nu vă impuneți punctul de vedere vis-a-vis de administrația locală? Referitor la sistematizarea drumului public, este un atribut exclusiv al administratorului. Însă, bineînțeles că în unele situații se solicită avizul poliției rutiere pentru aceste măsuri de sistematizare și de altfel și noi am inițiat propuneri pentru asigurarea unei influențe de trafic în zonele identificate cu risc. Vă pot exemplifica în zona școala numărul 9, unde sunt, am constatat că sunt treceri de pietoni foarte dese, se creează un ambuteiaj în zonă, am propus acolo reanalizarea amplasării lor. Au fost eliberate avize pentru, la solicitare pentru modernizarea sau schimbarea indicatoarelor de semnalizare a intersecțiilor. În intersecția Calea lui Traian cu Bulevardul Dacia, da. Da? Acolo este un amalgam de, de marcaje rutiere care nu mai au nicio legătură. Sunt șterse. Dacă se va întâmpla un accident rutier cu urmări grave și persoana respectivă se va justifica cu acele marcaje care nu au legătură cu realitatea. De ce nu aplicați, nu ar trebui să aplicați o măsură împotriva administrației a primăriei care nu marchează și nu respectă legea? Avem un caz de identificat ca urmare a unei soluționare unui accident rutier. Este vorba de intersecția Carol I cu Știrvei Vodă, unde am constatat deficiențe în semnalizare. Referitor la intersecția Calea lui Traian cu Bulevardul Dacia, acolo au fost dispuse măsuri de sistematizare pe baza unui studiu de trafic. A fost solicitat și consultul și avizul biroului rutier. Iar referitor la existența unor marcaje neadecvate la momentul actual, poate acest lucru se datorează faptului că au fost aplicate cu, nu știu, vopseluri sau diferite produse ce nu au putut... Și dumneavoastră nu trebuie să luați o măsură? Ba da, am atenționat administratorul drumului în privire la acest aspect. De câte dintre propunerile dumneavoastră ați ținut cont municipalitatea sau câte au fost aplicate? Pe linie de sistematizare au fost luate în considerare. Nu cunosc cazuri în care să nu se fi acceptat propunerile noastre. Propunerile noastre sunt diferite, nu țin doar de fluidizarea traficului rutier sau de sistematizare. Țin de orice ar putea influența pozitiv munca de poliție și asigurarea siguranței cetățeanului. Pentru că la un moment dat șefii biroului rutier susțineau că îi fac niște propuneri, dar nu sunt luate în considerare. Personal nu mi-au fost aduse la cunoștință astfel de situații. Domnul Deacu nu a trecut testul psihologic? Aveți idee? Nu este un atribut care să țină de competența mea în calitate de șef nemilocit, este strict în evidența compartimentului psihologic, dar nu cred că există o astfel de situație. Dar mai este cercetat în acel dosar? A fost un incident cu persoana din Vedești care a condus prin oraș sub influența alcoolului, a fost un scandal în 2016. În 2016 nu eram la conducerea poliției municipiului, nu am cunoștință despre acest dosar. Iar dosarul, dacă ar fi să existe, oricum nu ar fi instrumentarea unităților de poliție. Da, nu, pentru că acum este cercetare, dacă este... Deci, pe linie disciplinară, la nivelul inspectorat, nu există o cercetare la acest moment.